v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Ana Pancu și vă prezint jurnalul Știi TV. Sacrificii, patriotism, dăruire față de apărarea intereselor patriei și curaj. Acestea sunt doar câteva cuvinte care ar putea caracteriza activitatea ostașilor români sărbătoriți astăzi la Târgu Mureș, cu ocazia Zilei Armatei Române. Ceremonia militară din Piața Victoria a debutat prin intonarea imnului național, unul din cele mai importante simboluri ale țării noastre. Și-au dedicat viața în slujba patriei, cinstind mereu memoria înaintașilor lor căzuți pe câmpurile de luptă pentru apărarea țării noastre. Astăzi, ca în fiecare an, militarii prezenți în Piața Victoriei din orașul nostru au participat la ceremonia dedicată Zilei Armatei Române. Vreau să-i asigur pe toți românii că armata, la sărbătorirea zilei sale, are hotărârea și pregătirea necesară pentru a îndeplini misiunile și pentru a onora și duce mai departe tradiția și menirea instituției fundamentale a statului român. La mulți ani semnează ministrul apărării naționale, domnul Mihnea Motor. Vă rog să-mi permiteți, dragul cerniș părinți, domnule prefect, domnule președinte al județean, un an de asistență, dragi târgmureșeni, să vă mulțumesc pentru faptul că sunteți alături de noi astăzi la zi aniversară. Tot astăzi, Brigada 6 Operații Speciale, care este aici, în Târgu Mureș, împlinește 5 ani de la înființare. Simbol al bătăliilor și eroilor neamului românesc, data de 25 octombrie rămâne întipărită în sufletele tuturor românilor, ca zi în care țara își sărbătorește armata și pe cei care au fost și sunt în slujba sa. Alături de militari și târgumureșeni, la ceremonie au fost prezenți și reprezentanți locali și județeni. La mulți ani Armatei Române, am făcut armata, la rândul meu, prețuiesc această instituție de bază a statului român. Suntem alături de Armata Română, pentru că și dânsii sunt alături de noi. Le dorim mult succes în ceea ce fac. Ne simțim protejați atâta timp cât știm că și Armata României există. Reprezentanții instituțiilor județene și locale au depus și de această dată coroane la statuia eroului necunoscut, ca dovadă a prețuirii unuia dintre simbolurile biruinței neamului românesc. Ceremonia militară s-a încheiat prin defilarea trupelor în aplauzele celor prezenți. În fața dumneavoastră, două plutoane de militari aparținând batalionului 640 Sprijin Logistic, Horea, Coșca și Crișani din Târgu Mureș. Sunt formate din militare aparținând batalionului 610 operații speciale Vulturii din Târgu Mureș. Agenții economici care comercializează produse al căror proces de preparare include componentele precongelate au obligația de a informa consumatorii în acest sens. Care sunt modalitățile prin care trebuie implementate aceste măsuri și ce riscă cei care nu le îndeplinesc? Aflați în minutele care urmează. Conform noului ordin emis de președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, toți agenții economici care pun spre vânzare produse rezultate din alimentele precongelate au obligația de a informa consumatorii. În această categorie se încadrează pâinea, produsele de panificație, produsele de patiserie, carnea și derivatele de origine animală, precum și legumele. Informarea consumatorilor se va face de către operatorii economici prin afișare la loc vizibil, lizibil, ușor de înțeles, într-o formă care să nu permită ștergerea, pe un afiș, pe eticheta ambalajului, pe ambalajul de vânzare a produselor, în meniul oferit, precum și altor asemenea ambalaje care însoțesc produsele respective, cu mențiunea produs
sau din produs decongelat. Totodată, prevederile acestui ordin trebuie respectate și de reprezentanții unităților de alimentație publică, aceștia având obligația de a aduce la cunoștința consumatorilor alimentele congelate folosite pentru prepararea meniurilor. Dacă consumatorii cunosc faptul că au consumat sau achiziționat produse care sunt realizate din ingrediente decongelate sau din produse decongelate, iar acest lucru nu este afișat, nu este specificat pe eticheta produsului, este bine ca aceștia să ni se adreseze în scris printr-o sesizare. În cazul nerespectării acestor prevederi, agenții economici riscă să fie sancționați cu amenzi contravenționale de până la 20.000 de lei. Una din cele mai celebre băuturi a fost în centrul atenției zilele trecute la Târgu Mureș. Dincolo de gust, miros, soi sau culoare, vinul a fost din cele mai vechi timpuri prezent pe mese la diverse ocazii. Ei bine, pentru a ne ajuta să înțelegem cultura acestuia, specialiștii din domeniu ne-au istorisit o poveste despre băutura lui Bacchus. Menirea noastră, exact ce faceți și dumneavoastră, să cultivăm cultura vinicolă, să ridicăm la o treaptă mai superioară. Lângă asta, menirea noastră e ca să promovăm vinurile de pe Târnava Mică, să salvăm tot ce este legat tradițiile, obiceiurile și tot ce este legat de acest produs de vie și vin. Vinul este o emblemă a regiunii din care provine. Niciun alt produs nu oglindește mai bine cultura, geografia și istoria locului în care a fost creat. Fiecare cultură produce vinuri ce reprezintă o însumare a diferitelor procese climatice și umane. De aceea, fiecare vin este unic. Pentru a ne ajuta să înțelegem semnificația acestei băuturi, specialiștii din domeniu ne-au mărturisit că este important să avem o educație în acest sens. Vinul nu înseamnă doar un produs alimentar sau un produs chiar terapeutic, înseamnă cultură și civilizație. Și aici vom încerca o altă poveste a vinului, aceea din pahar, aceea în esență de ritualul servirii, asocierii și bucuria senzorială. Începem să citim vinul în seara asta și pentru că România în momentul de față are de toate, mai puțin un consumator educat, trebuie să recunoaștem, care trebuie să știe să prețuiască și să plătească calitatea pentru a avea calitate. Și asta o putem face împreună. Și la Târgu Mureș se întâmplă un lucru extraordinar, în sensul că am trecut după etapele, să zic așa, de acumulări cantitative, cantitative în calitative. Și acum calitatea este aceea. Specificul vinului se regăsește atât în gust sau aromă, cât și în textură sau culoare. Dincolo de plăcerea oferită de savoarea acestuia, vinul oferă o adevărată complexitate a simțurilor, stimulând gustul, văzul și mirosul. Vinul are multă încărcătură istorică și merită pus în valoare și de asemenea potențialul țării noastre. Astfel că în această seară vom prezenta crame tinere și promițătoare de la noi din țară, din diferite zone viticole și sperăm să impresionăm publicul prin... Specialiștii în promovarea culturii și a tradiției acestui produs spun că vinul este un aliment cu memorie, în care se regăsesc peste 4-5.000 de mirosuri. Acesta poate fi citit de cunoscători fără a se vedea sticla, doar prin stimularea principalelor simțuri. S-a început activitatea de evaluare a managerului Spitalului Municipal Sighișoara, doamna dr. Mașca Aurelia, și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a anunțat că anul viitor competiția mondială de prim ajutor și descarcerare va avea loc la Târgu Mureș. Toate acestea, dar și alte informații în știrile pe scurt. Urmarea aspectelor sesizate în ședința ordinară a Consiliului Local Sighișoara din data de 28.07.2016 cu privire la situația Spitalului Municipal Sighișoara și a petiției înregistrate la Municipiul Sighișoara sub numărul 18.349 din 22.07.2016, formulată de un grup de cetățeni pe aceeași temă, au dispus constituirea Comisiei de Evaluare a Managerului Spitalului Municipal Sighișoara, care să evalueze îndeplinirea indicatorilor de performanță a managementului Spitalului Public stabilit în contractul de management. Comisia de evaluare a managerului Spitalului Municipal Sighișoara, având în competență reprezentanții ai Municipiului Sighișoara și ai Direcției de Sănătate Publică Mureș, a început activitatea de evaluare a managerului Spitalului Municipal Sighișoara, doamna dr. Mașca Aurelia, la data de 31.08.2016, cu respectarea prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății Publice, numărul 112/2007.
Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, anunță că pompierii SMURD au participat la o competiție mondială desfășurată în Brazilia și s-au întors cu rezultate foarte bune. Mai mult de atât, anul viitor, concursul va fi organizat în România, mai precis la Târgu Mureș. De curând s-a finalizat competiția mondială de prim ajutor și descarcerare din Brazilia, unde au participat două echipe de pompieri, SMURD, una din Mureș și una din Vâlcea, care au fost câștigătoarele competiției naționale din 2015 în România. Echipa din Mureș s-a situat pe locul 15 din 30 la evaluarea generală, comparativ cu locul 22 obținut anul trecut în Portugalia. Echipa din Vâlcea s-a situat pe locul 19 din 30, fiind la prima participare. Interesant este că pe scenariul medical complex, echipa de paramedici SMURD din Mureș s-a situat pe locul 5 din 30, iar la evaluarea actului de comandă pe descarcerare, locul a fost cel de 14 din 30. M-am deplasat și eu să particip la ceremonia de închidere și premiere pentru a anunța preluarea organizării competiției mondiale anul viitor la Târgu Mureș. Aceasta va avea loc în perioada 30 august-3 septembrie 2017 și ne așteptăm la participarea mai mult de 60 de echipe din întreaga lume, a declarat Raed Arafat. Judecătorul Horațiu Dumbrava a demisionat din Consiliul Superior al Magistraturii, precizând că a recurs la acest gest pentru că s-a înscris într-o procedură în sistem judiciar. M-am înscris într-o procedură în sistemul judiciar și vineri a fost ultima zi de înscriere. Am considerat că este corect ca de luni, prima zi lucrătoare, să demisioneze, a explicat pentru agenția de presă Mediafax. A explicat pentru agenția de presă Mediafax Horațiu Dumbrava. De altfel, solicitarea demisiei va fi discutată în ședința plenului Consiliului de joi 28 octombrie pe ordinea de zi, apărând cererea domnului Nicolae Horațiu Dumbrava, judecător la Curtea de Apel Târgu Mureș, prin care solicită încetarea calității de membru al Consiliului Superior al Magistraturii prin demisie. Casa de Cultură Municipală Eugen Icoară din Reghin va fi gazda unui deosebit recital de pian susținut de Răzvan Victor Dragnea. Organizat cu sprijinul primăriei municipiului Reghin, evenimentul își așteaptă oaspeții miercuri, începând cu ora 18. Recitalul susținut de Răzvan Victor Dragnea va fi un eveniment prielnic pentru iubitorii acordurilor de pian, pentru a se bucura din plin de frumusețea muzicii și a toamnei. Casa Municipală de Cultură Eugen Icoară reia seria de recitaluri muzicale, recitaluri de muzică clasică. Luna octombrie este dedicată unui recital de pian care va avea loc în 26 octombrie, începând cu orele 18. Pianistul Răzvan Victor Dragnea este unul valoros care reușește să transmită emoția dincolo de instrument. Acesta va susține un concert și la Târgu Mureș alături de Orchestra Filarmonicii. Susține un recital la Reghin cu lucrări de Bach, Busoni, Beethoven, Franz Liszt și Sergei Prokofiev. Un recital deosebit cu muzică, sperăm, pe gustul iubitorilor, melomanilor reghineni, iubitorilor de muzică clasică și pe care așteptăm în număr cât mai mare să fie prezent. Recitalul va avea loc miercuri 26 octombrie, începând cu ora 18, iar intrarea va fi liberă. Cu forțe proaspete și idei noi, elevii și profesorii coordonatori ai Colegiului Silvii Gurghiu pregătesc balul bobocilor. Bobocii s-au alineat la startul luptei pentru titlul de Miss și Mister 2016, numărând timpul rămas până la marea confruntare. Plin de emoții atât bobocii cât și organizatorii speră la reușita balului, de unde participanții să plece cu amintiri frumoase și noi experiențe. Pregătirile au început în urmă cu 3 săptămâni, tema balului fiind lumea indiană. Avem o continuitate oarecum, noi am mai avut un spectacol în urmă cu câțiva ani cu numele Forest Hollywood și acum un pic adaptat, schimbat pe tematica indiană, Forest Bollywood. Da, ne distrăm, ne simțim bine, pregătirile merg, avem câteva momente surpriză de dans indian și totul se concentrează în jurul unei petreceri indiene. Elevii organizatori sunt motivați, fiind un liceu cu profil tehnic, aceștia contribuie cu toată creativitatea de care dispun pentru reușita balului bobocilor, selectându-i de asemenea pe cei mai deosebiți. Am căutat talent, în primul rând, ceva mai special, să fie mai deosebit și să, cum să vă spun, să fie ceva impresionant, să le arătăm caracterul, cât de bine se pot descurca și să aibă inițiativă pe noi. Organizatorii au muncit din greu achiziționându-și costume chiar și de la Teatrul Național din Târgu Mureș și o firmă de profil. Costumele se găsesc foarte greu, mai, deoarece tema e India, pregătirile de asemenea foarte greu, să avem dans indian, care ne ajută domnul diriginte Albu Cristian, fără el n-am putea să ne descurcăm și rest, alți organizatori, în rândul profesorilor.
Balul bobocilor Forest Balliod va avea loc vineri 11 noiembrie, începând cu ora 16. Costul unui bilet va fi de 5 lei. Aici punem punct jurnalului de astăzi. Dacă aveți informații sau imagini ce pot face subiectul unei știri, le așteptăm pe adresa de e-mail știrarond.tv.ro sau pe pagina de Facebook Televiziunea ȘTV. Tot aici puteți revedea oricând jurnalele noastre. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi excelentă în continuare. La revedere!